Bună ziua, dragi prieteni din Leu! Haideți să facem horoscopul pentru dumneavoastră pentru sfârșitul lunii aprilie. Haideți să vedem. Vreau să mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți și tuturor noilor abonați. Vă mulțumesc foarte mult că în fiecare zi suntem mai mulți și vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care mi le trimiteți și toate încurajările și aprecierile. Sunt foarte fericită când le citesc. Dacă doriți consultație privată, puteți să-mi scrieți pe natitarotasia@gmail.com. Haideți să vedem. Multă mișcare în această lună, multă viteză. Iasă și roata norocului și cariotul. Deci ăsta tot roată. Deci înseamnă că trebuie să vă mișcați foarte mult. Un moment. Haideți să vedem. Vești foarte bune primiți. Întârzierile nu o să mai fie, deci vești pozitive pentru orice vă întrebați dumneavoastră. Sănătate, dragoste, bani, deci vești bune veți primi. Relații noi, ceva energii care sunt puțin în familie, nu prea așa. La bani. Aveți putere, cunoștințe, experiență, dar sunteți singur într-o afacere sau într-o afacere, da. Trebuie să căutați pe cineva să vă asociați, să întrebați ceva, pentru că văd că nu veți putea duce la bun sfârșit un proiect singur sau singură, da. Pentru că trebuie să vă mișcați cu tehnologia, trebuie să mergeți în pas cu ei. Văd că trebuie să renovați probabil ceva sau văd că cheltuiți foarte mulți bani, dar nu vă duce lipsă, văd că o să aveți stabilitate. Nu văd nicio sumă foarte mare să intre de bani, dar nu stați rău. Este normal, deci normal văd pentru bani la dumneavoastră deocamdată. Văd că poate cineva vă trădează într-un mod foarte urât sau vorbește urât despre dumneavoastră sau... Oricum, trădarea acestei persoane nu vă afectează sau vă urmărește sau... Bun. Văd că aveți o sănătate foarte bună. Veți avea un noroc în familie. Vă va preocupa familia foarte mult, o problemă sau ceva ce trebuie să faceți în familie și văd că veți avea un mare noroc în familie și sau cineva în legătură cu familia. Este o persoană, dar aveți o persoană, poate fi un vecin, poate fi cineva din familie, cineva care are relații cu familia dumneavoastră, încearcă să vă trădeze sau pur și simplu poate aveți un mare noroc, văd, cumpărați o casă sau poate câștigați o mașină sau ceva și atunci văd că aveți vecini de exemplu invidioși sau cineva, dar nu vă afectează. Văd că vreți să vă faceți cunoscuți, sunteți creativi, luați lucrurile ce le-ați lăsat, le reluați, văd studii care merg foarte bine, sunteți foarte creativi. La sfârșitul acestei luni aprilie, situația se va schimba pentru ce doriți dumneavoastră, obiective în afaceri, în serviciu. Alții terminați un serviciu sau vă mutați, schimbați serviciul sau afacerea, o renovați, am asta mai spus. Încercați să meargă mai bine și vă gândiți cum ar trebui, ce obstacole am, ce persoane potrivite ar fi.
cu asta sunt de acord, cu asta nu sunt de acord. Da? Cei ce căutați servicii, văd că semnați un contract, poate în afara țării sau în alt oraș, ceva ce așteptați de foarte mult timp, veți semna. Văd un perechi, că în ciuda greșelilor veți continua să împărțiți și să dați, să luați, da? Să primiți. Veți începe să vedeți lucrurile altfel, pentru că perechea dumneavoastră așteaptă asta, de să vedeți altfel lucrurile. Femeile, în general, sunt triste din cauza unor atitudini ale perechii, care trebuie... Dar dumneavoastră, doamnele din Leu, să fiți flexibile, să cedați, pentru că și dumneavoastră veți avea nevoie ca partenerul să fie flexibil mai târziu. În serviciu văd suișuri, coborâșuri. Dacă sunteți singuri, poate ați avut bucurii și tristeți, dar încă veți mai învăța împreună cu o persoană despre dragoste, dar această persoană vrea totul lent și dumneavoastră vreți totul rapid. Așa. Haideți să vedem acum pentru în celelalte cărți. Văd că trebuie să vă mișcați repede în ceva, să vă atingeți visele pe plan profesional. Trebuie să vă schimbați ritmul, să faceți lucrurile mai repede. Ce văd eu aici? Văd că sunteți puțini, puțini aveți nevoie de vacanță sau aveți nevoie de relaxare, de, cum se spun, lăsați problemele la o parte. Economia dumneavoastră are suișuri și coborâșuri. Trebuie să vă și bucurați de ce aveți, de banii care aveți, dar să și economisiți. Pot fi trădare, persoane false cu intenții ascunse, situații neclare. Și aceste situații neclare și probleme vor aduce mari schimbări în bine pentru dumneavoastră. Ceva probleme constante care trebuie rezolvate și rezultatele vin încet, încet. Da? Deci cu întârziere poate e. Simțiți ceva că nu este în regulă și aveți dreptate. Unii poate aveți aventuri și visați doar la o persoană sau în dragoste și nu este așa, sau visați niște planuri și nu se vor împlini. Poate vreți să călătoriți și nu reușiți sau reușiți, dar poate mai târziu. Doriți să întâlniți pe cineva, să vă împăcați cu cineva și tot apar probleme și nu puteți să vă împăcați. Văd această carte înseamnă că cunoașteți oameni noi, vă reîntâlniți cu unele iubiri mai vechi. Sunteți foarte puternici în sănătate, dragoste, muncă. Deci nu văd nimic la sănătate pentru dumneavoastră. Aveți energie. Dacă, de exemplu, căutați servicii, să știți că veți găsi. Trebuie să aveți răbdare. În cartea aceasta înseamnă răbdare și poate vă simțiți singuri sau faceți multe plimbări scurte, vizite scurte, călătorii scurte. O persoană merge și cere sfatul unei persoane sau pur și simplu vă dă sfaturi. La unii, unora le plac aceste sfaturi, altora nu le plac aceste sfaturi. Sfaturile sunt de la o persoană în vârstă, dar este bine să ascultați de această persoană. Toate hârtiile, tot ce aveți legătură cu hârtii legale, procese, judecătorie, primărie, tot ce vă gândiți la hârtii, se aranjează.
Deci va fi foarte bine în hârtii pentru dumneavoastră. Bun. Haideți să vedem. În dragoste, familie, perechi, singuri. Cărțile acestea am uit. Văd la perechi suișuri și coborâșuri în această lună. Văd că aveți păreri diferite. Eu cred așa, tu crezi așa. Poate eu vreau să cresc copilul așa, eu vreau să-i dau sfatul ăsta, tu vrei să-i dau sfatul ăsta, da? Nu aveți chef să stați cu familia unii dintre dumneavoastră sau cu prieteni, sunteți obosiți, nu aveți timp, aveți puțin timp la dispoziție. Luptați pentru independență. Nu spun că nu vreți să fiți cu familia. Ba da, dar nu aveți foarte mult timp. Deci nu că nu vreți. Vreți, dar sunteți puțin obosiți. Mergeți la un eveniment, sărbătoriți ceva, poate aniversare sau... Văd că veți fi foarte îndrăgostiți. Plăcere în dragoste, cu plăcere, moment magic... Nu vă gândiți dacă este bine sau nu. Faceți pur și simplu ce doriți. Văd stabilitate în perechi. Sunteți foarte pasionali. Trebuie să fiți puțin mai realiști. Doriți foarte multă dragoste fizică în perechi, da? Și cei ce nu locuiți împreună doriți să vorbiți mai mult. Dar nu... De exemplu, dacă înțelegeți ceva greșit, faceți o problemă din asta și nu este bine, pentru că din această problemă vă veți umple mintea cu multe alte probleme care nu există. Da? Unii în perechi aveți secrete față de parteneră sau de partener. Poate întâlniți o altă persoană specială, dar trebuie să aveți grijă că puteți fi descoperiți. Doriți dragoste puternică și dragostea vă dă putere dumneavoastră în această lună. O persoană nouă vă dă putere, văd că o să aveți în viața dumneavoastră, vă dă chef de viață. Bărbații din leu, văd că veți cunoaște o femeie care are, bogată, cu putere economică, dar totuși dumneavoastră nu aveți încredere, o studiați foarte mult, cu atenție, da? O studiați sub lupă, văd că. Și nu aveți repede încredere această persoană. Unele doriți repede să trăiți cu o persoană, să locuiți cu acea persoană, să aveți mai multă apropiere, dar acea persoană are nevoie de timp, trebuie să aveți răbdare cu acea persoană. Dacă sunteți în trei, da? Dacă sunteți cu cineva căsătorit sau are pe cineva, văd că veți avea o comunicare foarte bună, dar totuși veți spune, eu ți-am spus, tu mi-ai spus, vezi că nu e așa sau nu. Unii vă veți îndepărta de acea persoană, pentru că sunt foarte multe discuții în contradictoriu. Nu sunteți fericiți, poate unii dintre dumneavoastră, unele, sau spui tu ești de vină, vrei să fii dominant, sau tu vrei să fii dominant, leul, da? Dar toate aceste discuții între dumneavoastră și acea persoană care are pe cineva, vin din cauza energiei dumneavoastră, care veți avea o energie foarte, foarte pasională, foarte multă pasiune, foarte multă dragoste și doriți relație cu acea persoană, da? Dar veți dori relații și cu alte persoane. Așa văd eu. Cei care sunteți singuri, hai să mă uit un pic la cei care sunteți singuri.
Parcă ați terminat ceva, relație, da, cu cineva recent. Și încă mai aveți contact, unii dintre dumneavoastră, cu un ex sau o exă, și aveți acest contact pentru că aveți copiii la mijloc. Și va fi o încurcătură și o veți rezolva, veți ajunge la o înțelegere pentru copil, da? Alții care sunteți singuri, văd că vă bucurați de libertate, ieșiți foarte mult, aveți foarte multe relații, nu sunteți stabili, vă luați zile libere, petreceți foarte bine, aveți multă pasiune, văd romantism, nicio legătură serioasă, da? Alte persoane, întâlnesc o persoană cu care veți avea o relație. Dar trebuie să luați lucrurile foarte ușor, să aveți răbdare. Ce mai pot eu vedea? Trebuie să aveți grijă să nu conduceți. Văd un accident. Deci, să nu beți când ieșiți cei singuri, da? Să nu conduceți sub influența alcoolului, pentru că mi-apar accidente din cauza aceasta. Trebuie să aveți nevoie. Să fiți atenți la asta ce am spus. Ce mai îmi spun cărțile la sfârșit? Că aveți nevoie de stabilitate și veți avea această stabilitate, dar prima dată trebuie să vă puneți munca, ce aveți dumneavoastră și apoi o relație serioasă. Văd unii că așa doriți. Trebuie să vă trăiți viața, să vă urmați instinctul și dorința dumneavoastră, să vă transformați, să vă deschideți către șanse, să vă dați noi șanse dumneavoastră. Să uitați ce a fost, la revedere, nu vă mai gândiți. Și să vă dați noi șanse să vă deschideți și să vă urmați visul, da? Și vocația dumneavoastră. Cam atât pentru Leu, pentru sfârșitul lunii aprilie. Eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune.